Și ca la orice capitol încheiat pe final de an, se trag concluziile și se scot în evidență cele mai importante evenimente economice, dar și politice. Iată cum a arătat anul 2022 prin ochii lui Cristian Hostiuc, director editorial la Ziarul Financiar. Într-o altă lume, față de cea din al doilea război mondial, se va ajunge aici. Deci acest război a dat peste cap un întreg eșafodaj geopolitic. Și de aici vedem ceea ce se întâmplă în acest moment. Sunt anumite chestii care apăruseră deja, cum au fost prețurile energiei înainte de război. Dar războiul a accelerat acest lucru. Eu cred că oricum am fi avut inflație, cu sau fără război. Dar războiul a accentuat o anumită situație. Așa că toată lumea dă vina pe război pentru ceea ce se întâmplă acum. Dar nimeni nu s-a gândit, apropo și de război, nimeni nu s-a gândit că într-un an de zile toată lumea occidentală, începând de la Statele Unite, Uniunea Europeană, Germania, Franța, Marea Britanie, vor ajunge de la o inflație cu minus sau de 2% la o inflație de 90%.